N-am vrut inițial, la tine a spus, bă, dar omul ăsta e cam înfumurat, uite, nu vine cu noi. Eu am fost foarte bine intenționat, am vrut să-l iau cu noi cu mașina, prietena asta mea a fost foarte insistentă, a spus, nu, hai că vin, m-am gândit că o să mă ia la bășcălie, eu aveam 30 de ani neînsurat, m-am gândit că o să fiu țintă de săgeți, ca de obicei că la 30 de ani când ești neînsurat, toată lumea asta te întreabă, dar de ce, dar de ce, dar cum? Vă salutăm, stimați ascultători! Astăzi suntem la un nou podcast, un altfel de podcast. Am avut o perioadă și de pauză, n-am mai făcut podcasturi fiind prins cu multe alte proiecte, Vocea Creștinilor, dar ne-am reîntors într-o vară foarte călduroasă. Astăzi, sâmbătă, este o căldură foarte mare și îl avem ca invitat pe Adi Hentea, prietenul nostru din Arad. Adi, îți mulțumesc pentru faptul că ai ales să fii astăzi alături de noi, de comunitatea Vocea Creștinilor și să avem o discuție foarte bună despre tine, despre ceea ce faci tu, slujirea pe care o faci și cu siguranță sunt persoane și oameni care vor fi inspirați de povestea ta. Și eu vă mulțumesc de invitație și mă bucur să fiu cu voi. Adi, mă bucur, cum ziceam, că ești azi alături de noi, vrem să te cunoaștem mai bine și am vrea să ne povestești despre tine, despre familia ta, despre, cum ziceam, despre slujirea pe care tu o faci în biserică, cât și în afara bisericii. Eu te cunosc ca și un muzician, ca și un compozitor în lumea evanghelică, ai compus foarte multe melodii și despre asta vom vorbi, dar nu înainte am vrea să știm și povestea ta, despre cine ești, familia ta, despre puțin despre copilăria ta, pentru că, cu siguranță, cum ziceam, sunt persoane care vor să audă povestea ta. Da. Am 41 de ani. Sunt tatăl unui băiețel de 4 ani și jumătate. Căsătorit de 10 ani. Pe lângă asta, încerc să împac pe cât posibil bine slujba de cap de familie, dar să nu neglijez familia și să mă ocup totuși și de activitățile mele curente, de producător muzical, de slujitor în biserică și nu doar în biserica în care fac parte, slujesc și în alte părți, în România și în afara României, pe mai multe planuri. În general, oamenii cunosc partea văzută a lucrării mele, în sensul că mă cunosc ca muzician, ca compozitor, ca interpret, ca pianist și așa mai departe. Pe lângă activitățile astea, interprind și activități legate de alte domenii care sunt în afara muzicii și cu precădere mă ocup de misiune și pe lângă misiune de persoane cu dizabilități și părinți ai persoanelor cu dizabilități. Adică, chiar aici în Arad, Adi? Nu doar aici în Arad, și la nivel de țară, cu diverse asociații care au ca obiect de activitate lucrarea cu persoane cu dizabilități. Suntem implicați pe parte de consiliere, de ajutar, de poate chiar și dezvoltare personală, așa că sunt destul de dezvoltat pe mai multe laturi ca lucrare, să zic așa, mai văzută și mai puțin văzută. Bun, mergem, pentru că o să vorbim mai târziu despre slujirea pe care o faci, cât și partea profesională a ta, însă mergem puțin la copilăria ta, vorbim despre momentul în care tu te-ai întâlnit cu Domnul, momentul în care tu ai avut contact cu creștini, oameni care îl căutau pe Dumnezeu, cum ai ajuns să-L întâlnești pe Dumnezeu? Și aici mă refer la copilăria ta pentru că tu ai spus că cumva acolo, în acea perioadă de copilărie, tu începeai să fii dus de bunica ta la biserică.
Da, au fost două situații diferite în care am avut tangență cu biserica. În mod deosebit, prima dată și prima dată am avut tangență cu Biserica Ortodoxă. Un bunic de-al meu era o persoană mai religioasă, mai credincioasă, aș putea să zic. Și am avut o formare foarte bună, pentru că n-a fost bazată doar pe tradiție și a avut și o ancorare în Scriptură, adică am fost oarecum îndemnat să iau ca fundament și Scriptura, nu doar tradiția bisericii. După aceea am avut o bunică din partea mamei care era penticostală și bunicul meu la fel mai mergeau acolo. Ei mi-au dat o alt fel de formare, dar să zic așa, esența era, adică în ambele situații am priceput esența care a constituit un element de fundament pentru mai încolo, când am început să mă întâlnesc într-un mod real cu Dumnezeu. Da. Pentru că eu, cum să spun, ca percepție, mi-am dat seama că există cineva care a creat totuși lumea asta. Percepția asta o aveam deja la 10 ani, să zic așa, 8, 9, 10 ani, eram prin clasele primare, când mă confruntam cu ideea asta că totuși prea frumos e făcut tot în jurul meu, prea frumos arată tot, prea bine gândit, prea în echilibru tot, deja am început să studiem la școală și universul și sistemul solar și toate lucrurile, plus cunoștințe despre natură, și m-am gândit, știind că deci, în paralel cu creaționismul se propaga și învățătura evoluționistă, mi-am dat seama că nu, deci trebuie să fie un creator totuși în toate astea, cineva care a creat cu mâna lui și a pus lucrurile într-un echilibru, și atunci mi-am dat seama că totuși Dumnezeu există, plus că cunoșteam deja de la biserică, de la cluburile de copii, când mergeam în Arad la biserica de lângă cartierul unde stăteam eu, prin iconografie, prin bibliile de copii, am început să pricep mai mult, și asta a fost foarte fain, că la 18 ani, când m-am întâlnit cu Dumnezeu într-un mod real, deja aveam o bază de cunoștință și am avut la ce să apelez în momentul ăla, pentru că adolescența mea a fost una rebelă și pe Dumnezeu l-am cam ejectat efectiv din viața mea, cu toate că știam că există, dar am spus, Doamne, nu vreau să merg cu tine în paralel în viața asta, vreau să construiesc un viitor propriu și vreau să experimentez tot ce se poate experimenta în viața aceasta. Și am scris, le iau pe toate la rând, dar când am fost pregătit să le iau pe toate la rând mai tare și să plonjez în universul ăsta al lumii astea degradate și stricate cum este, atunci Dumnezeu, cu dragostea lui, m-a copleșit și mi-a adus aminte de lucrurile din Scriptură și de jertfa lui și de toate astea, și asta m-a determinat totuși să deviez traiectoria către un alt destin, un destin veșnic cu Dumnezeu și nu către o viață în care să mă distrug și apoi veșnicia mea să fie la locul, acolo unde merg toți cei care au fost de partea de Dumnezeu. Și merge la momentul în care tu l-ai acceptat pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. După momentele în care tu ziceai, căutai să îți faci viața mult mai înflorată, mult mai să mergi pe niște culmi în care să găsești multă fericire, dar a fost și momentul în care ai zis, până la urmă, totul se reduce la Dumnezeu. Care a fost pasul sau ce te-a determinat să alegi să faci pasul spre jertfa lui Iisus Hristos în viața ta? Da, aspirațiile mele erau, așa cum ai spus, de a experimenta, de a gusta chiar păcatul, de a avea succes, pentru că vreau să construiesc o carieră muzicală în mediul laic, care... Și aș vrea să facem o paranteză aici, Adi, pentru că și ascultătorii noștri să știe, pentru că tu ai făcut și școala muzicală în Arad, liceu de artă, de muzică,
Și mai apoi ai făcut conservator. O să vorbim și despre această perioadă din viața ta. Deci mergem de la practică. Ai studiat muzica în liceu și, cum ziceai tu, ai vrut să faci muzică în continuare, practic. Da, eu vreau să-mi construiesc o carieră muzicală ca instrumentist. Nu mă gândeam că voi fi poate vocalist. Și mă gândeam că poate voi ajunge într-o trupă, poate chiar la București, poate chiar pe oriunde altundeva, să activez ca instrumentist și ca backing vocal, să zic așa, sau poate chiar și vocalist, dar m-am gândit că nu sunt potrivit pentru o carieră vocală și eu am ajuns mult pe ideea de pianist. Și atunci știam că în lume, ca să poți să faci, să poți să ajungi un om de succes, trebuie să treci peste cadavre. Știam deja ce înseamnă lumea muzicală laică și eram pregătit să trec peste cadavre, eram pregătit să mă compromit, pentru că țelul meu a fost să ajung cineva, să ajung acolo unde nu ajung foarte mulți. Numai că Dumnezeu în tot cursul ăsta al lucrurilor m-a confruntat cu un lucru care îl simțeam în inima mea. Simțeam că îmi lipsește ceva. Toate că deja lucrurile erau pregătite, mă gândeam, gata, mă duc încolo, mă duc spre cariera asta, mă duc spre vreau să mă duc spre succes și simțeam că ceva parcă îmi dădea așa o stare de nu neapărat neliniște, dar cu toate mă și neliniștea faptul că ceva nu e complex. Simțeam că lucrul, ceva lipsește undeva. Era un gol în inima mea. Și m-am gândit, măi, dar oare ce ar putea să-mi lipsească? Ce ar putea să... Și golul ăsta era, de fapt, exact ceea ce fugeam eu. Fugeam de Dumnezeu, fugeam de fața Lui. Și mă gândeam că de fapt, ăsta este lucrul care îmi lipsește mie ca om. Având deja și un pic de cunoștințe vis-a-vis de Biblie, de Hristos, de Dumnezeu și zic, nu pot să fug, totuși aș vrea să fug de El, dar nu pot să fug. Și când am realizat că de fapt golul ăsta numai El poate să mi-l umple, atunci s-a produs schimbarea asta de traiectorie în viața mea și atunci asta a fost pentru mine definitorie și mi-am dat seama că dragostea Lui e totul și efectiv eram copleșit când m-am gândit, Doamne, dar eu vreau să-mi dau viața Ție la bătrânețe, dar cine poate să-mi garanteze mie că voi apuca bătrânețea și de ce să-ți dau viața mea, o viață distrusă și degradată, când pot să-ți dau deja viața mea de la tinerețe și să-ți dau tinerețea mea, să-ți dau viața mea așa cum ai creat-o tu, nu distrusă de vicii, distrusă de păcate, distrusă de tot felul de lucruri care aduc atâtea daune vieții unui om. Și atunci am decis, Doamne, zic, vreau să schimb traiectoria și vreau să vin la Tine așa tânăr cum sunt, plin de energie și ajută-mă să pot să schimb aspirațiile. Și mi-am dat seama că aspirațiile mele nu erau bune și că erau destructive. Și în momentul acela, tot ceea ce vreau să fac, inclusiv păcate, succes, notorietate, le-am lăsat deoparte și am spus, Doamne, vreau să-ți încredințez Ție viața și Tu să dispui de ea. Amin. Mergem tot aici. În această perioadă, perioada de liceu în care l-am dat clasa 11-a, practic ai început să ai probleme cu vederea. Ce ne poți spune din această perioadă? Pentru că a fost, cred că, cea mai grea perioadă a vieții tale. Da, a fost greu, însă problemele mele cu vederea s-au întins pe o perioadă mult mai îndelungată în timp, pentru că din copilărie, din fragedă copilărie, am avut probleme din cauza unui accident intraspitalicesc. A fost un caz de malpraxis, am devenit dintr-un copil normal, un copil cu probleme de vedere și probleme neurologice. Însă în perioada aia nu era imagistica atât de avansată încât să putem să determinăm că de fapt cauza era una neurologică și medicii au tratat din punct de vedere oftalmologic problema, având un rest de vedere atunci,
nu era o vedere completă după acel accident, acel incident spitalicesc, și ei au operat ochii de fapt, și problemele mele, în loc să se îmbunătățească, s-au acutizat în mai rău. Și în clasa 12-a, de fapt, nu în a 11-a, deja evoluția mea a fost o megalopantă în rău, dioptriile deja erau tot mai mari. Liceul făceam la un liceu normal, eram la Sabin Drăgoi în Arad, la liceu de artă, dar mi-era foarte greu deja. Puteam studia, chiar dacă mai greu, însă atunci, în urma unei operații pe care am făcut-o în străinătate, ca să oprim această evoluție sau să putem să recuperăm o parte din vederea pierdută, atunci am pierdut și restul de vedere pe care îl mai aveam, așa într-un mod abrupt, brusc, și am rămas dintr-o dată orb. În acea perioadă, practic după orbire, ai început să-L cauți pe Dumnezeu sau deja începea de dinainte? Nu, înainte. Eram înainte. Deja la 18 ani, când era cu un an înainte să pățesc să se întâmple episodul ăsta. Atunci s-a produs întâlnirea mea cu Dumnezeu. Deja am început să fac misiune în perioada asta. Am început să cânt pentru Domnul, să merg în tot felul de misiuni, și eram atât de fericit că eram copilul Domnului. Eu acum, ca să fac o mică paranteză, ca să întăresc un pic lucrurile, eu știam la un moment dat că s-ar putea să orbesc și era, de fapt, era iminentă orbirea mea, dar nu se știa dacă se va întâmpla la 20 de ani, la 40 sau 60 de ani, și toată copilăria mea a trăit sub teroarea faptului că la un moment dat voi orbi, pentru că nu exista perspectiva de a ajunge în străinătate să mă operez, să pot să stopez evoluția asta sau să pot recupera, cum am vrut noi atunci. Deja era prea târziu când am fost eu în Belgia, erau prea multe operații și medicii de acolo au încercat să facă tot ce le-a stat în putință, dar n-au mai reușit atunci, și din cauza aceea s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar partea bună a fost că deja eram copilul lui Dumnezeu, și chiar dacă eram copilul lui, într-adevăr, m-am certat cu Dumnezeu foarte mult, pentru că într-o situație de genul ăsta, oricât de credincios ai fi, instinctul de conservare panica intervin, și atunci pentru mine a fost foarte greu. Ca om, în general, ești capacitat de Dumnezeu la nivel mental, psihic și așa mai departe, să poți să faci față la o situație de genul ăsta. Dar până la un moment dat... Deci, cedezi. Adică există o limită pe care o atingi și nu mai poți să treci la nivelul următor. Și atunci, dacă nu intervine factorul divin, depresia te copleșește, și atunci ori recurgi la gesturi necugetate, ori ajungi să te refugiezi în vicii sau în tot felul de chestii care să te facă să crezi sau cumva depășit. Da, ceea ce n-a fost cazul meu, am fost un caz fericit, în sensul că Dumnezeu, totuși, chiar dacă l-am supărat prin faptul că m-am certat cu el și l-am întrebat, și la un moment dat îi dădeam lecții, că s-a apucat mâna de lut să învețe pe olar ce să facă, în sensul că îi spuneam lui Dumnezeu: Doamne, știu că nu e bine să-mi iau viața, dar dacă poți sau dacă vrei, mai bine fă-o tu decât să o fac eu, și fă-o tu, ar fi mai productiv și pentru, sau mai de câștig și pentru cei din jurul meu, măcar așa fi o povară pentru ei. Dar a fost un gând al meu care a fost pe fond de disperare și de panică, dar totuși Dumnezeu n-a ascultat de gândul meu și El a ales să se implice în viața mea și să mă ridice și să mă ajute să o iau de la început și să trăiesc un pic altfel, pentru că trebuia să mă obișnuiesc, să mă adaptez și abilitățile la celelalte simțuri. Dar aici a fost mâna lui Dumnezeu și a fost factorul divin care m-a ridicat și din punct de vedere al moralului și din punct de vedere al psihicului, să pot să răzbat, să pot să trec la nivelul următor și să trăiesc viața așa cum mi-a fost dată, pentru că a trebuit
să fiu conștient de faptul că vor urma zeci de ani, poate, dacă Dumnezeu mă va ține până la bătrânețe, să trăiesc într-un alt stil de viață și va trebui să mă adaptez și să-mi trăiesc viața așa cum este. Și atunci nu mai pot să stau, mă, dacă aș fi văzut, dacă nu, mă, nu mai văd, asta e realitatea. Da. Și atunci eu trebuie să mă gândesc în termenii ăștia să trăiesc și să văd cum pot să-mi fac viața mai ușoară și mai frumoasă. Chiar dacă viața nu e la fel ca înainte, dar când Dumnezeu e la cârma bărcii vieții tale, lucrurile stau altfel. Chiar dacă e greu, chiar dacă limitele sunt așa cum sunt, dar în viața mea s-au întâmplat lucruri la care nici nu m-aș fi gândit în momentul în care viața mea s-a schimbat în felul ăsta, că voi reuși să le fac sau să am parte de anumite lucruri, pentru că m-am văzut total legat de mâini, am văzut totul, toate corăbile mele s-au necat și am crezut că totul va fi foarte sumbru, ceea ce Dumnezeu a demonstrat că El poate să transforme necazul sau să zic așa, să aducă binecuvântarea în mijlocul necazului. Așa e. Adi, și totuși până la urmă Dumnezeu ți-a ascultat strigătul, a văzut neputința ta și ți-a adus și o binecuvântare în viața ta. Practic, ți-a dat și o familie. Soția ta, Adina, care este o binecuvântare pentru tine. Spune puțin și despre această perioadă în care Adina a apărut în viața ta și mai apoi a apărut și Andrei în viața ta ca familie. Da, a fost foarte frumos. În sensul că... Ajutorul potrivit. Da, și Adina e persoana creată parcă pentru mine. În sensul că, nu știu, de multe ori când am început să avem perioada de cunoaștere, chiar ziceam, zi măi, tu parcă ai lucrat cu nevăzător toată viața ta. Pentru că avea un mod de a-mi descrie lucrurile în așa fel încât parcă să le văd. Adică tot ce îmi spunea, ea puteam transpune foarte bine mental și să-mi imaginez ca și când aș vedea în fața ochilor. Și așa, un mod extraordinar de a-mi descrie lucrurile, încât nu erau nici detalii în plus, nici lucruri care să scape. Deci foarte, foarte fain. Și pentru mine ea este lumina ochilor mei și parcă văd lumea altfel prin ochii ei de 10 ani de când... Spune-ne momentul în care te-ai întâlnit cu ea, momentul în care v-ați curtat, puțin așa. Da, noi... În ce conjunctură? Da, eram la Oradea, la BBSO, și trebuia să plec cu Lari Munteanu cu mașina. Lari se grăbea foarte tare și bagajele mele erau închise într-o sală de instrumente la BBSO și cel cu cheia era plecat în oraș să descarce sculele în altă parte. Lari mi-a spus, Adi, trebuie să plec, îmi pare foarte rău, te descurci. Și a spus, nu-i mai du-te că vin cu trenul. Și Adina era cu o prietenă bună, erau cu mașina. Eu pe ea nu o cunoscusem până atunci și prietena asta mea a spus, bă, hai că poți să vii cu noi, noi suntem cu mașina. I-a spus, nu, lasă că eu mă duc cu trenul, mă gândeam, mă duc cu atâtea fete în mașină, o să mă plictisesc, lasă că mă duc cu trenul. N-am vrut inițial, Adina a spus, bă, dar omul ăsta e cam înfumurat, uite, nu vine cu noi. Eu am fost foarte bine intenționat, am vrut să le iau cu noi cu mașina, prietena asta mea a fost foarte insistentă, a spus, nu, hai că vin, m-am gândit că o să mă ia la bășcălie, eu aveam 30 de ani neînsurat, m-am gândit că o să fiu țintă de săgeți, ca de obicei, că la 30 de ani când ești neînsurat, toată lumea asta te întreabă, dar de ce, dar cum? În fine, și aveam eu, nu era un complex, dar mă gândeam că n-ai rost să mă complic cu tot felul de întrebări și nu știam ce hram poartă fetele astea sau femei, nici nu știam ce stare civil au și am spus, las. Dar totuși am cedat și m-am dus cu mașina, mi-am dat seama că Adina e o fată foarte faină, azi că rămâne să ne mai contactăm, pentru că eu cântam la nunți, ea avea atunci pe lângă servici un business mic, ea făcea decorațiuni la nunți
Și prima noastră relație a fost una de business, în sensul că ne recomandam unul pe altul și din relația asta de business, că nici nu anticipam că la un moment dat se va transforma într-o amiciție și după aceea într-o relație de dragoste, cam așa au decurs lucrurile la noi. Și din momentul în care ne-am cunoscut până ne-am căsătorit au durat exact 9 luni. În anul? 2013. 2013. 10 ani, deci. Și de 13 ani, conviețuiți împreună, Dumnezeu a lăsat binecuvântarea în casa voastră și totul decurge atât de normal pentru voi, cum este viața în familie, cât este de provocări în familie. Păi căsătoria în sine e o provocare. Cred că pentru oricine. Acum, mulți m-au sfătuit să nu mă căsătoresc, ținând cont de situația mea. A spus totuși e mai greu, nu o să poți să faci față ca și cap de familie. Au mai fost situații înainte în care oamenii mi-au spus, alții mi-au spus, măi, tu ar trebui să n-ai pretenții, că ești o situație așa cum ești. Eu am spus, măi, nu pot să mă căsătoresc doar de dragul de a mă căsători. Pot să am pretenții. Așa că dacă găsesc o femeie, o fată după inima mea și o fată care să cred că poate fi soția mea, e ok, eu nu pot să accept doar de dragul că mă acceptă cineva așa. Deci trebuie să fie ceva să se potrivească. Dragoste și să fie o potrivire. Nu doar, să nu fie doar ceva de milă. Când am început să discutăm mai serios ideea de a fi împreună cu Adina, am întrebat-o atunci. Totuși, acum, știu că ești o fată responsabilă, ai și o vârstă, avem peste 30 de ani amândoi, clar că la vârsta asta nu mai suntem ghidați doar de anumite lucruri, este și un pic de rațiune pe lângă sentimente și alte lucruri. Cum vezi tu problema asta mea? Că trebuie să o discutăm pe șleau, adică asta e. Și am spus, mă, uite-te, eu am lămurit-o cu Domnul prima dată și o lămuresc și cu tine, zic, fii liniștit, e ok, știu ce implică problema ta, deja am umblat un pic împreună și am văzut un pic lucrurile astea, pe mine nu mă deranjează. Zice, eu când i-am cerut lui Dumnezeu un bărbat, zice, i-am cerut așa, 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 așa. Tu le ai pe toate lucrurile pe care le-am cerut, atâta nu i-am cerut. Nu i-am cerut să fie, să nu fie orb. Și zice, și crede-mă, zice, că lucrurile nu contrabalansează. Adică, fapt, problema pe care o ai tu nu contrabalansează celelalte plusuri pe care le văd ca fiind potrivite și bune pentru mine. Așa că fii liniștit că o să fiu și o soție bună pentru tine și cred că o să fii și tu un soț bun pentru mine. Așa a fost în 10 ani am dat curs acestei provocări de a fi cap de familie, preot în familia mea, chiar dacă e o situație mai dificilă. Pot să zic că cu soția mea ne-am construit o casă și am luat-o de la zero. Am muncit la casa aia cot la cot cu muncitorii, așa orb cum sunt. Am muncit fizic, în sensul că lucram la... Eu dădeam cărămizi pe schelă la muncitori, cărămoloaze, ajutam la fier beton, la tot ce se putea, tot ce era muncă, am participat în foarte multe chestii, chiar dacă mi-a fost greu, dar am făcut muncă de holonger, cum se zice. Asta a fost, n-aș fi crezut în viața mea că o să fac lucrul ăsta, n-aș fi crezut în viața mea că o să pot să-mi ajut soția la lucrurile gospodărești, o chestie de bucătărie sau de mai târziu la schimbat copilul, de făcut lapte praf, de făcut de o groază de chestii. Deci nu m-aș fi gândit. Dacă cineva spunea, nu credeam că o să pot face lucrurile astea în situația mea. Și acum, când mă uit în timp, văd că Dumnezeu m-a ajutat să fac lucruri de care nici nu bănuiam cam să le fac. Și aici e provocarea, Adi. În orice soț schimbă un scutec la bebeluș și totuși ai făcut treaba asta. Și multe lucruri le-ai făcut în casă. Uite, le-am făcut și eu lucrurile astea, dar pentru tine, ca nevăzător, să faci lucruri care oricine ar fi crezut că n-ai putea să le faci. Și totuși ți-ai depășit neputințele. Asta a fost un mare obiectiv pentru mine.
Aș știu că limitele alea pot fi un pic, gardul ăsta poate un pic să mai fie mutat. Și am spus, cât pot eu de mult forțez limitele astea? Și a spus, Doamne, ajută-mă Tu, că eu pot până la un moment dat, adică mă ajută mintea, mă ajută psihicul, că pot să zic că am un psihic destul de tare. Cu toate că acum îs tare, dar atunci nu eram chiar așa de tare, că eram foarte culpășit de situație și de schimbarea asta dramatică care s-a petrecut, cu toate că era una de așteptat, ținând cont că știam previziunile și pronosticurile medicale, dar nu mă așteptam să fie chiar așa de repede, la 20 de ani aproape. Dar în fine, a fost foarte fain că Dumnezeu m-a ajutat să pot să împing limitele astea cât se poate de mult și să mă autodepășesc în foarte multe aspecte. Mergem mai departe la slujirea pe care o faci, colaborările, proiectele tale. Cât de mult slujești la ora actuală în biserică? Și apoi vorbim despre proiectele pe care le ai, proiectele de muzică, că practic asta este slujirea ta, asta este darul tău. Și totodată ai studiat, până la urmă ai studiat conservatorul la Cluj. Începem de la slujirea în biserică și activitățile pe care le faci. Hai să zic, prima mea activitate pe care am început-o la biserică, la noi, era la copii. Și mulți erau foarte, foarte contrariați. De ce nu am intrat direct la trupa mare de închinare? Și am zis, vreau să mă implic un pic, să mă implic la copii. Și când o să fie momentul, o să mă implic și la trupa de închinare. Bine, la copii tot muzică fac, tot la închinare cu copiii mici. Soția mea e învățătoare de copii și am spus, hai să încep cu soția mea să studiez la copii, plus că l-avem și pe Andrei acolo și... După un an, aproape 2 ani pe care am început să slujesc la copii, cred că un an, așa ceva, abia atunci am început și de atunci lucrez și mă implic și la trupa mare de închinare ca solist. Tenor, la voce, clape 2, pian când o să fie nevoie, sau m-am înscris pe mai multe poziții, sunt și pe chitară acustică, pe la sunet pot să mai ajut. Deci ei acum știu și atunci în funcție de nevoia pe care o au, așa mă folosesc. Pentru că eu, fiind producător muzical, sunt dezvoltat un pic pe mai multe laturi, pentru că sunt și instrumentist, sunt și sunetist și om care participă și la partea de mixare, de mai multe operațiuni care țin de producție, partea asta de producție. Că în fond și la urmă urmei, chiar dacă suntem la laudă și închinare în față sau la ceva, tot trebuie să fie o parte de producție, pentru că e, implică și sunet, implică și post-producție câteodată, dacă e nevoie. Dar acolo încă nu m-am băgat, dar suntem foarte mulți oameni și atunci e foarte fain că ne putem implica fiecare în funcție de nevoia care există. Pe lângă faptul că ești producător de muzică, ești și compozitor. Sunt multe cântări compuse de tine, semnate de tine. Ce poți să ne spui la partea asta de compozitor? Cum îți alegi momentele? Cum îți alegi momentele în care să stai deoparte, să vezi în ce direcție poți să compui, care e mesajul, ce inspirație îți dă Dumnezeu să poți să scrii o cântare inspirată de Duhul Sfânt? Cel mai mult timp îmi ia doar să ordonez ideile într-o compoziție, să fac îmbrăcămintea, să alcătuiesc îmbrăcămintea armonică, structurile și așa departe. În rest, sau cel mai fain e când îmi vine ideea și ideea în sine nu pot să-mi propun 100% să hai să compun o piesă și o fac acum, la comandă. Se poate și așa, dacă am un text bun, muzica poate să curgă din text și e foarte fain când lucrez cu un textier, că atunci deja jumate din piesă e compusă. Și, dar de multe ori se întâmplă ca o idee să-mi vină total într-un mod neconvențional, poate nu-s acasă, poate sunt într-o călătorie, sunt pe avion sau pe tren sau depinde, sau și acasă, când mai lucrez câte ceva pe acasă sau prin curte, îmi vine câte o idee și atunci încerc repede să scot telefonul, să mă registrez sau să-mi scriu măcar niște o schiță de acorduri după aia ca să nu uit
Și de multe ori se întâmplă să treacă ore sau zile când să ajung la poate la o chitară sau la un pian și să lucrez efectiv pe ea, atunci să o dezvolt piesa. Așa, lucrez etapizat. Se întâmplă să mă pun în fața pianului și să zic, uite, uite, am un text și da, compun așa și iese foarte bine. Dar nu există un pattern după care funcționez. Totdeauna Dumnezeu mă surprinde. Este când îmi dă mie muzica și textul și ține-te după aia tare cu memoria să ții minte ce ți-o dat Domnul și mai sunt momente când să fac blancuri în cap și nu mai ții minte nimic și mă năcăjesc așa, mă frustrez în inima mea și mă rog, Doamne, adu-mi aminte și pe câteva zile Dumnezeu mi-aduce aminte și repede scriem pe ceva dacă putem și așa. Tot aici la colaborări aș vrea să ne spui câteva proiecte care ți-au rămas în mintea ta, care au rămas cu urme în viața ta, aici în România cât și în afară. Tu ai fost plecat și în Statele Unite, ai stat o perioadă. Câteva nume sau câteva proiecte care, să zic, îți aduce aminte cu bucurie și oricând ai putea să reiei. Da, să spun de unde am pornit toată treaba asta. Deci cum, na, Dumnezeu te duce așa gradual, nu poți să sari direct în lucrurile mari. Așa e. Asta e mare problema foarte mult ora. Sar în lucruri care poate nu le pot duce și atunci își rup coloana, își rup picioare, își rup membre, e greu, nu poți. Deci trebuie să mergi și lucrarea Domnului, mergi într-un mod gradual. Ca și cum am fost la biserica mea unde sunt, am început de la lucrarea de copii și am mers gradual. După ce am devenit copilul Domnului și ți-am spus de aspirațiile mele ca să ajung, că vreau să ajung unde vreau să ajung, au fost oameni care au râs de mine și mi-au spus, băi, tu cu chitara te duci în brațe la biserici de țară și cânți pe Valea Crișului și mergi pe acolo, pe acolo. Că eram cu un frate, eram ca doi, ca apostolii. El era cu Biblia, eu eram cu chitara și cu muzica. Și am început ca cântăreț creștin să fac prima dată misiune. Nu m-am gândit eu că după ani de zile și după ce termin facultatea să ajung să mă duc în proiecte mari și să nu numai să mă duc să cânt, să fiu pionier în anumite proiecte care nu s-au făcut până atunci în România. Și o să ți le menționez acum. După ce au fost anii ăștia de misiune cu chitara în biserici unde nu aveam nici amplificare și mă gândeam că, bă, ce scene am lăsat eu și puteam să am pentru că mi le-am propus, am spus că totuși parcă nu cred că Dumnezeu m-a dus la facultate în Cluj să termin academia doar ca să mă duc ca simplu misionar prin misiune, cât e un grup, cât e un quartet. Nu știu, cred că nivelul la care sunt din punct de vedere al pregătirii necesită un alt fel de lucrare. Dar am spus, perspective nu sunt, dar Doamne, eu mă duc aici în barca asta, în apele astea care Tu mi le-ai dat, mă scald aici și dacă Tu vrei altceva pentru mine, o să creezi Tu oportunități și eu o să dau curs. Și după ani de zile am ajuns în Continental, n-am vrut să mă duc în prima fază. Mi-a fost frică, am spus, bă, eu orb să mă duc în Continental, fai, dar cum, nu se poate. Și am ajuns în Continental. Au fost oameni care au avut mai multă încredere decât am avut eu în mine. Eu știam că am un potențial muzical, pentru că știam, era pregătirea pe care am făcut-o, Academia de Muzică. Sigur, deci sigur. Era un mod de evaluare care, cum să spun, certifica faptul că nu vin dintr-o postură de amator sau semi-profesionist. Eram deja profesionist. Dar nu știam cum voi putea ataca problema din punctul ăsta de vedere, pentru că aveam totuși o dizabilitate fizică care mă limita. Și uite că așa am colaborat cu Continentalul, am inițiat Continental Orchestra împreună cu un colectiv din Continental, noi am făcut pionierat pe chestia asta. Noi am folosit niște mijloace tehnice care în mediul evanghelic nu se foloseau încă, pentru că nu se știau, doar în mediul laic se știau de ele și acum toate bisericile și toate trupele mari le folosesc acum, ceea ce a fost foarte fain, că noi am deschis drumuri pentru alții, care sunt acum pentru generațiile care slujesc acum.
A fost după aceea Sanctus, BBSO-ul, care a derivat din Continental, am fost câțiva din Continental care am început proiectul ăsta, cu cei de la BBSO Oradea, noi am ajutat și atunci am început acolo, după aia a fost Sanctus, Sing Gloria, era să uite proiectul ăsta, a fost un proiect mare, împreună cu maestru Don Grieg din Canada, care a dirijat coruri de gospel din toată lumea, început din Madagascar până în America, Canada, care a colaborat cu Kirk Franklin, cu Oslo Gospel, cu Brooklyn Tabernacle, cu tot felul de trupe de-astea puternice. Și eu prin el am putut, datorită acestei colaborări, a fost un mare luft pentru mine și pentru noi care lucrăm, pentru că am putut deja aborda la un alt nivel lucrurile, având experiența aceasta cu el. Și mă bucur într-un fel că am lucrat în toate proiectele astea, plus că au fost proiectele personale cu albumul meu pe care l-am făcut acum 11 ani, colaborarea cu Raymond Vancu, care e un muzician de calibru și el a fost pentru mine un fel de mentor, să zic așa, datorită faptului că Dumnezeu l-a dus pe el în viața mea, astăzi eu pot să fac ceea ce fac, la nivelul care îl fac, pentru că școala m-a ajutat pe o anumită latură, dar în parte de producție, de management al producției muzicale și al lucrului la un album, la un proiect, aici a fost aportul lui și asta m-a ajutat foarte mult. Așa că am avut tot felul de colaborări și colaborez și acum. Acum a venit momentul să cresc deja oameni și să mă ocup de parte de workshop, de pregătire de banduri, pregătire personală de instrumentiști, chiar de vocaliști, vocal banduri. Deci, din toate colaborările pe care le-am menționat, deja am ajuns să îi ajut pe alții să poată să se dezvolte, fiind trupe, biserici și mai departe. Așa este. Aș vrea să mergem încet, încet înspre încheiere cu câteva întrebări, să zic așa, cascadă în care să ne spui pe scurt ce fel de muzică la ora actuală, tu ești și cântăreț, ce stil de muzică îți place și ce asculți acasă? Ca muzician, unii sunt canalizați pe un anumit gen, poate. Așa. Dar eu, clar că genul care îl cânt eu mult e genul de pop, m-ar veni, ca și din punct de vedere stilistic vorbind. Eu se încălzesc la pop cu elemente de, poate de rock, poate să zicem așa, dar doar merge un pic pe mai multe genuri, să zic așa, dar genul predominant în ceea ce fac este pop, să zic așa. Ca și gen de muzică ascultat, aici situația se schimbă. Eu pot să zic că îmi place și ascult cam toate genurile muzicale, dar departajarea o face calitatea. Pentru că toate genurile au o parte calitativă sau o parte prost calitativă. Și depinde de cât de bine se cântă, cât de bine este produs, cât de bine e compus. Așa că nu pot să spun că sunt canalizat. Acoperă o gamă largă de genuri, de la clasic la muzica modernă. Bun, hai că te ajut. Ce ai ascultat mai mult? Worship sau cor? Cam în egală măsură. Dar poate, în ultimii ani, poate mai mult worship. Între orchestră și fanfară? Am cântat și în fanfară, dar poate orchestra îmi place mai mult. Dar orchestra, mă refer la orchestră de orchestră, nu de mandoline și de... Am înțeles. Da. Hobby? Câteva pasiuni ale tale în afara muzicii, că acum asta o facem fiecare zi. Computerele. Clar că îmi plac mult device-urile și tot felul, îmi place să încerc tot felul de chestii. Îmi place să călătoresc foarte mult. Sport? Îmi place... Cum? Sport? Sport, chestii de cardio, mai mult. Că să și vede pe mine, foarte sportivă. Când vedeam, îmi plăcea să fac alergare de rezistență. Deci îmi plăcea, mă relaxa enorm să fac treaba asta. Acum nu mai fac. Singura chestie care pot să o fac și o practic din când în când e notul. Și not, îmi place să not la maxim.
Gătit? Da, cu nevastă. Îmi place să gătim împreună. Mâncarea preferată? Mâncarea mediteraneană. Am înțeles. Uite, acum, Adi, așa, de care sfârșit, care ți-a plăcut? Zi-mi o melodie în mintea ta acum, care ai cântat-o pe anumită scenă sau într-o biserică care ți-a plăcut cel mai mult și îi the best, cea mai bună melodia ta. Aleluia. Poți să-mi cânti puțin acum o strofă, un refren? Da, sigur. Ca de încheiere. Sigur. Te rog, Adi. Aleluia, strig către tine gloria ta, în veac va ține când vei reveni, nedespărțiți vom fi și în veci slava ta o voi vedea. Mulțumesc, Adi, mulțumesc pentru interviul acordat acest podcast, dar nu știu că îți plac clătitele, dar eu îți ofer în momentele următoare, nu o să filmăm, dar o să savurăm aceste clătite oferite de restaurantul Cuibu Cocodilor din Arad și o cafea bună, un espresso în momentele ce urmează. Încă o dată îți mulțumesc, Dumnezeu să te binecuvânteze viața ta, slujirea ta, familia ta. Ne revedem data viitoare.